În data de 15 august, Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Călăraș, au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de patru inculpați pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere în țară de droguri de mare risc și trafic de droguri de mare risc. În cauză s-a reținut faptul că pe raza județului Călăraș și-au desfășurat activitatea infracțională în domeniul traficului de droguri de mare risc, cu cocaină, doi dealeri extrem de influenți și potenți din punct de vedere financiar. Din probele administrate în cauză a rezultat faptul că unul dintre inculpați a introdus în țară, la intervale regulate de timp, cocaină pe care a vândut-o consumatorilor și traficanților de pe raza municipiului Călăraș la prețul de 100 de euro pe gram, Inculpatul nu vindea marfa direct consumatorilor, ci prin intermediari, persoane de încredere, evitând astfel riscul de a fi descoperit și tras la răspundere penală. În luna august 2020, cei doi dealeri au stabilit să cumpere cocaină din Germania în valoare de 10.000 de euro și au identificat o persoană care, în schimbul sumei de 500 de euro, să îi ajute să introducă în țară cocaina. În data de 15 august, procurorii DICOT, Biroul Teritorial Călăraș, împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Călărași, au efectuat o acțiune de prindere în flagrant a celor patru inculpați, după ce s-ar fi întors din Germania cu două autoturisme și ar fi avut disimulate în rezervorul uneia dintre acestea două recipiente din plastic de tip PET de 0,5 litri, ce conțineau aproximativ 400 de grame de cocaină. La aceeași dată, procurorii DICOT, Biroul Teritorial Călăraș, împreună cu ofițerii de poliție judiciar din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Călăraș, au efectuat un număr de 5 percheziții domiciliare pe raza județului Călăraș, în urma cărora au fost ridicate sumele de 44.250 de lei, 7.050 de euro, 300 de dolari, o doză de cocaină, mai multe telefoane mobile și cartele. În data de 15 august, Tribunalul Călăraș a dispus arestarea preventivă a celor patru inculpați și arestarea în lipsă a altor doi inculpați pentru o perioadă de 30 de zile. Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor călărășeni și suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.